până când o să apucați toți, hai să mai vorbim despre chestia asta. Avem, să spunem, o idee. Sunteți de acord? Tot să facem așa ceva? Dar nu trebuie să fiți. Ok. Păi, dar nu, că nu trebuie să fie entuziasm. Au mai fost care au fost entuziasm. Așa ce au făcut. Și... Da, mi-am dat seama că poate să meargă chestia asta pentru că și cine nu vrea să facă nimic este super un pătragul. Mai respirăm. Vă rog. Da, nu uitați să semnați. Nu mai stai să cramponați în niște lucruri pe care le știți sau pe care au legătură chiar cu poezia. Oriunde, orice e permis. Acum gândiți-vă la un poem recitat la birou de pe prompter de Andreas. Care este un poem abstract, de acel poem pe care nu vezi nimic imagine. Nu vezi că Andreea Esa care spune și te șochează chestia aia, pentru că Andreea Esa nu îți spune o știre în prime time cu două crime simultane genul, înțeles? Dar ce îți spune un poet? Deja te-a șocat, te-a atras cu ceva. Bun, deci ce vezi voi sunt imagine șocantă. Nu, nu, nu. Doar, doar să nu vă gândiți, să nu rămâneți ca volanța și orice, orice. Așa. Am un subiect pe care vreau să vă invit să vorbiți, este pentru că este legat de faptul că în ultimii ani, mai mult decât oricând în viața mea, am auzit oameni tineri care erau la început sau oameni mai puțin tineri care își reproșau în continuu faptul că celălalt plagiază. Ori m-a plagiat pe mine, ori a plagiat pe altcineva, dar sigur plagiază. Dacă taci, e interesant. Voi ați avut lucruri de genul ăsta? Sau ce părere aveți despre ideea asta? Când auzi o discuție, cineva plagiază. Dar ce e așa? Adică nu... N-am spus că e bine sau rău. Păi de asta, probabil dacă la început că imită până reușește să fie original? Să facă ceva. Am văzut data acuzată că am plagiat după un vers, dar după taxi, ceva de genul. Că n-am văzut nicio treabă, nu ascult taxi. Erau cu ștaică de vreo 16 ani pe un site. Și zice, auzi, să mă acumpezi. Ce site? La fotolitera. Și îmi zice că nu am plăcea, trebuie să știi că de vreo 16 ani am mie. Și zic, auzi, fata, tu știi ce înseamnă plăcea? Păi asta înseamnă că nu știa ce înseamnă. Îmi spune, păi da, uite, mi se pare că sună, că trece, că face. Păi la urmă, asta înseamnă că toată mă plăcea de toată lumea. Adică eu îmi plăcesc pe Răzvan Ciupar, plăcesc pe Cosmin, pe Ra, cu toată lumea, nu? Deci cum știi că sună? Tuturor le pare că sună și toată lumea se supără că uite, mă, parcă sună, mă, că parcă versul ăsta amenitește de versul, mă, știi, are cam același număr de... Ce ai spus, Alexandra, scuze? Da, înseamnă, dar tuturor mi se pare. Am întâlnit de cineva care citește foarte, foarte multă poezie. Și a început să scrie poezie, dar spunea că pur și simplu, parcă nu mai are idei proprii, parcă vin în minte versuri ale altora și încearcă să îi transpună într-o manieră proprie, dar pe care nu mai are lucru. Practic, încerca să spună același lucru, dar să facă poate. Dar voi n-ați acuzat niciodată pe nimeni că plagiază? Bă, dar pe el mare seară. E râs? Ce-ai zis că nu? Și nu mă ce nu faci. Viorica, tu ai avut poemă cu circul. Da. Nu e un poem întreg, e doar o parte din cu circul. Ok. De tine mai ai zis cineva că plagiezi. De ce?
Cum? De ce? Pe a doua veteran. Da, cum? Da. Pe bune? Cred că eu i-am spus Medei anul cu o dată, că se află foarte tare cu online într-o aici facere. Pentru că tot timpul m-a acuzat tata că plăcești și eu l-a spus pentru o plăcere. Asta. Pentru că eu spun o idee anume, aș vrea să scriu o poezie cu asta, că scrie el primul. Nu mai la germe, la ideea, sau invers, pune el ideea și nu știu să Nu, de ce vreau să vorbim despre asta? Pentru că mie mi se pare că prin asta se mutilează cumva poezia. Ce nu poți să împrumuți de la altcineva? Ce vi se pare că nu se poate împrumuta sub nicio formă? Voluntarea simți. Deci asta, dar asta oricum n-ai cum să-l împrumuți. Eu vorbeam ce nu se poate împrumuta, că e plagiat, dacă îl împrumuți. În sensul ăsta ziceam. Ideile? Da, elementele pe care le folosești poți fi oricare, știi? Și eu propriu articolat, aș spune, am ideea exprimată, prin cuvânt de aia. Deci, practic, textul. Practic, se copiezi cuvânt cu cuvânt, asta nu poți, nu? O metaforă poți scoate, da? De la cineva? Poți să folosești oricare? Nu, nu asta. O strofă? Nu, da, deci stați puțin, deci nu e examen, e chiar ce credeți. Adică nu puteți să greșiți când vă întreb. Păi nu, dar ai practicat cineva ceva anume. Cineva dacă îl... N-ai spus că te-ai gândit la un lucru anume, că nu se poate plăcea și de asta toată lumea poate să gândește la un lucru. Păi nu, eu asta încerc să-mi spuneți cum se poate plagia. Și când ironizezi un lucru, poate că vreau ca să ironizezi așa un lucru, te referi la el, de exemplu, cu ceapă. Mai scrie cineva cu ceapă, la fel că plagiază. E o altă formă de înfârmă. O metaforă celebră care o folosește, dar cu alt scop decât. Ideea e să trebuie la asta, la scopul în care folosești idei. Metaforul mintele strofului. Păi, nu știu, cred că a plagia e un mod de a răspândi în stil anumit. Adică, bănesc că dacă nu ar fi expert nici un plagiat pe nicio persoană care să nu vrea să imite ceea ce a făcut la cineva, nu ar fi apoi niciun curent literar nimic. Adică, practic de la asta pune tot cuiva aia pentru idee și tot așa. Și acum, dacă ne gândim că nu avem cum să nu plagiem, nu avem cum să scriem, povestea, o poveste, poți să o preiei și să o faci tu, povestea pe care o spune altcineva. Dacă cineva ți-ar lua ție povestea... Avem un exemplu mult mai concret, din altul și Buratino. Sunt plagiate, ziceți. Da, dar duce povestea în Rusia, pentru că am putea să duc supra care. Mm-hmm. Dar acolo aștept celălalt de care să se una este influența, alta este plăcerea. Nu, nu, povestea care este exact aceeași. Ai voie să o preiei? Nu, pe ea este clar. N-ai voie, nu? Este moral. Plăgeazul afară nu e moral. Este deja un text promovat și cunoscut. Nu este cunoscut. Nu poți. Păi, uite, Eugen Barbu a fost a fost acuzat de plagiat pentru că fragmente din dintr-un roman din groapa din altul erau la fel cu fragmente din